Ai deschis ușa de la casă, aici, bătrâni, că dau s-au dat mai mult casa asta de rugăciune, au cerut din cerul de la Dumnezeu să cumpare Duhul Sfânt aici. Omul sfințește locul, să știți și voi. Unde sunteți voi și într-o casă, dacă se adună 2-3 copii al lui Dumnezeu să se roagă acolo, devine un loc sfânt. Să ne ajute Domnul să nu înțelegem ceva cu mintea greșit. Doamne, ajută-ne, Doamne. Până când intri în cortul întâlnirii, poți să-ți faci planurile de acasă. Când ai intrat în cortul întâlnirii, deja să te ia frică de Dumnezeu. Amin? Amin. Gândiți-vă când Moise s-a apropiat acel foc. Voi vreți să aprindă un foc aici odată? Vreți să vedeți focul lui Dumnezeu aici odată? Dumnezeu poate să aprindă un foc, să-l vezi cu ochii aici. Mulți care au darul de vedere, vede focul lui Dumnezeu în adunare. Și s-a apropiat. Atenție, mă! Moise s-a apropiat de lume. Glasul lui Dumnezeu a vorbit din foc. Moise, mori! Descalță-te, mori! De învățătura lui Zamos! De învățătura lui Faraon! Că ai stat în casa lui Faraon! Descalță-te, mori! Descalță-te, Nuța! Descalță-te, Gheorghița! Descalță-te, Marica! De toate învățăturile, de tot care a legat și ei dani în lumea asta. Și aici Dumnezeu fiu. E focul care l-a văzut Moise. Să te apropii de focul lui Dumnezeu. Că de-aia a zis lui Moise, descalță-te, Moise. Doamne ajută, ai intrat în casa de rugăciune. Nu trebuie să te descalți ca turcii cum se descălțau la geanii când intrau. În cugetul tău descalță-te. De curbii, de înjurături, de băuturi, de hoții, de blestie, de prostii, de pornografie, de toate lucrurile. Descalță. Și atunci a vorbit Dumnezeu. Și ești în casă. Doamne, ajută-te să fie. Că ești întâlnești cu Dumnezeu. Că ești Dumnezeu să vii să fie doar. Domnul să ne binecuvânteze pe toți în sărăcie. Frații, chiar avem un dintiș, noi ne-am apropiat același Dumnezeu care nu e umbră de schimbare în el. Nu vă las o parte învățături în vremurile astea. E același Dumnezeu, același al lui Israel. Și iată că și noi neamul ne-am apropiat de el. Eclesiastul, vă citesc de acolo un verset. Eclesiastul, capitolul 5, cu versetul 1 jos. Pagina Scripturii 672, ediția Cornelescu este Scriptura și aveți și voi aceleași Biblie. Doamne ajută să ne pocăim și uitați ce spune cuvântul Domnului. Nu eu, cuvântul lui Dumnezeu, ăsta e cuvântul. Alta e Duhul Sfânt. N-amestecați cuvântul cu Duhul Sfânt. Slăviți să fie Domnul. Și aici așa păzește-ți piciorul. Auziți, auziți, Doamne deschide. Să aud că cu credința vine prin auzirea cuvântului. Poate ai auzit o mie de ori cuvântul ăsta. Invită vreo să-ți citești în seara asta. Păzește-ți picior. Când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. Căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu știi vorbe multe. Amin. Stați jos. Că pe unii cunoști din vorbele care le vorbesc. Doamne ajută-ne, Doamne. Dacă stau de vorbă cu cineva care are 5 ani de pocăință, o oră cu el de vorbă vorbește 5.000 de cuvinte într-o oră și tu mai zici 5 cuvinte de Iisus. Nu mă interesează planul tău. Și așa aici ne vezi, zice, nu te grăbi să vezi Scriptura, să nu se rostească cuvinte privite înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu este în cer și nu pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe și mai vă citesc cu verset, fiți atenți, încă puțin, Doamne ajută-ne să înțelegem. Că dacă visele, auziți visele, auziți, sunt seara asta să auzim, că dacă visele se nasc din mulțimea grijilor, prostirea nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Doamne ajută-mă, Iisuse, Doamne. Când am intrat în casa de rugăciune,
Să iau legătură de cu cerul, Doamne, ajută-mă, Doamne. Să iau legătură cu Dumnezeu. Să nu mai fiu același om care era mutat după 5 ani de pocăință. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Și visele se lasă din mulțirea grijilor. O, Doamne, n-am bani să-mi plătesc ratele, Iisus. Ce am să facă, Doamne, că mâine vine ziua răsă? Și n-am bani de unde? Diseară visez bani. Când dau bani, primesc bani de undeva. Am avut un vis, frate, că primeam bani. Ai primit putere, sorul de la Dumnezeu. Zlăbit să fie Domn. Doamne, ai milă de nou. Doamne, ai milă de nou. Verificați când aveți ceva din partea lui Dumnezeu. Că dacă n-am făină și mă gândesc astăzi că n-am făină, diseară visez un sac de făină. Că ți-l aduce cineva. Slăviți să fie Domn! Amin. Doamne, ajută-mă! Vorbește astăzi de cineva și din seară îl visez la noapte. Și am avut din partea Domnului pentru tine, frate. Să aveți grijă și cu visele cu Domnul de vie. Doamne, dă-mi! Că sunt vis! Că arată Biblia în Ioel. În Ioel ne spun. Când Domnul varsă Duhul Sfânt peste noi, visele vor fi și visele la Dumnezeu. Care cine vor avea visele? Bătrânii. Vor avea vise. Vedeți? Cine așează lucrarea nouă într-o adunare? Pentru că un bătrân nu mai are minte la un tânăr să zice. Să zice în lucrul ăsta. Un bătrân de vreo 70-80 de ani nu prea mai poate el să zice în lucrul ăsta. Că de-aia zice Biblia, tinerii vor fi voi proroci. E adevărat că casa lui Dumnezeu poate să fie și tineri, și bătrân, e adevărat ce spune, ci Duhul Sfânt în Ioel, nu Ioel, prorocul Ioel. Lăudați să fie. Vă zic pe ce e doar că vă dau prea multe învățături. Că nu prea putem să ducem cuvântul. Ioel era un proroc și ce spune aici, nu vă ascultați. Mă ascultați, ținut 80 și 30 și după aceea vedem ce zice, da? Iau zis. După Ioel, capitolul 2, cu versetul 28, pagina Scripturii 84. După aceea voi primea Duhul meu. Atenție! Nu Duhul tău de viață, Duhul lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi! Zi un amin! Zi un amin, nu dormi! Pentru că e cineva aici. Nu se te aude. E El aici, mă, dacă se numele Lui. Și dacă dormi, El nu ți-a înseamnă. Amin, zice așa să fie. Iar când Duhul Sfânt din mine vine spre voi și a zis, Duhul Sfânt lui eu, Doamne, dă-ne Duhul tău! Amin! Zice, ca eu să vadă că zic, așa să fie și să coboare Duhul în cinci și odată să strige în alte limbi. Sau să... Zice aici, după aceea vă trâna Duhul meu peste orice făptură, oricine primește Duhul lui Dumnezeu, nu țiganii, nu români, nu machinoni, nu albi, nu negri, ci toată făptura creată de Dumnezeu. Oameni! Care atunci Dumnezeu nu e cu negru, cu alb, cu albastru. Toți avem trecere. Fiți atenți! Doamne, ajută-ne, Doamne! Și zice așa, fiii și fiicele, voastre vor proroci. Fiii și fiicele voastre vor proroci. Bătrâni, voce vor visa vis. Și tinerii voștri vor avea vedenie. Doamne ajută! N-am pus un lucru, ci l-a pus Duhul Sfânt în Scriptură. Și asta e când El l-a pus în orice biserică. Doamne ajută-ne! Să fie și în mijlocul nostru. Proroci și prorociți. Vreți să deveniți? Amin? Schimbați-vă 100%, nu 99%. În vorbirea voastră. În gândirea voastră, în trăirea voastră, în casele voastre, pe unde umblați voi, schimbați-vă total. Doamne ajută! Lăudați să fie Dumnezeu! Voi vă cunoașteți într-un pom, că sunteți copii al lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Vedeți cine a crezut de asta? În cuvântul Domnului. Cine va adăuga ceva aici? Păi zastră de Dumnezeu și pe mine.
La prorocia aceasta, Domnul va adăuga urgii la viața lui. Cine va scoate ceva de aici din prorocia aceasta, va fi scos de la pomuleți. Și uitați-vă mulți astăzi cum au scos în învățătura din Biblia aceasta. Au scos. Domnul Iisus zice așa. Dacă e, Domnul și învățătorul nostru v-am spălat, care trebuie să facem noi peste două zile, picioarele. Voi, învățătură de la el, gura lui, sunteți dator să faceți lucrul acesta. Astfel, nu știu dacă sunteți mântuiți. Credeți în lucrarea asta? Cine te-a pus omule să umble aici? Ca un blatul. Domnul putere să ne acum mergem și puțin spre ei alții care au. Degeaba am fost spălat la picioare. Dacă tu nu iubești pe fratele tău, mai bun că trai Hristos sau pe sora ta. Degeaba spăl picioarele dacă tu nu trăiești pocăit. N-are valoare. Mai e. Că la spălarea picioarelor ce? Doamne, ajută-ne să ne pocăim, Doamne. Dă-ne putere, Iisuse, de la tine. Amin. Să ne schimbăm total. Ajută-ne. Frații mei, nu e grea pocăință. Pocăința este ușoară. Voi credeți că e jugul greu al lui Hristos? Nu e frate. Dumnezeu să ne dea putere să ne pocăim. Nu există altă cap. E vreo cale de mijlocul, știți, dar spuneți-mi și mie. Două căi există, atât. V-am spus-o. Pavel zice să intre în voi asta din seara asta. Verificați-vă dacă a luat ființă Hristos în voi, astfel sunteți lepădați. Dar ia, frate, n-am decât 10 ani de pocăință. Și de ce când mai trăiesc? Sau decât 5 ani de pocăință? O să ia ființă Hristos în noi. Trebuie să ia ființă Hristos în noi, Doamne ajută. Păi și cum mă verific eu, frate, Vale, dacă a luat ființă Hristos în mine? Nu l-ai cam de păi înainte. Isaia 50 și cât este? 53, dacă nu știu, să nu greșesc. L-ai model pe Iisus al tău. Era blând și smerit cu ei. Când îi se vorbea rău, el răspundea câte putere avea Domnul Iisus, că avea 12 legiuni de îngeri după el. 12 legiuni de îngeri ca să-l ia și să-l ducă în popor. A mare putere avea Iisus. A rugat lor. Dar eu nu pot, frate, adică sunt om. De ce nu pui genunchi jos și cer pe la Dumnezeu să-ți dea iertare? De ce nu postești 150 de zile înaintea Domnului să primești răbdare? Și după răbdare să vină de lungă răbdare. De ce? Păi cine vrei să lupte dreptul? Eu? Eu n-am văzut. Sau tu zici, vino Iisuse și schimbă-mă! Și o să fac mort. Fac ce vreau mult. Nu vine Iisus niciodată în viața ta. Fă tu ceva. Caută tu să te schimbi. Că auzi. Sunteți slab de auz? Domnul zice că poate vindece și de auz. Auziți cu toții? Mare rău veți avea în ziua judecății dacă nu vă bucuiți. Cu mine împreună. Că am auzit. Ce ai auzit? Să nu te mai cerți. Să nu vorbești de rău. Să nu minți. Să nu înjuri. Să nu blestemi. Să nu ocărăști. Să nu faci altfel. Ați auzit? Și am plinit? Să împlinească alții. Cine să împlinească? Noi! Dacă vrem să ne întâlnim cu El. Amin? Că promisiunea o avem făcută de cineva. Și în Apocalipsa spune ce vom moșteni. Străzi dialoguri, străvezini. El ne va lumina. Acolo nu există lumină. Băi, nu vă dați seama dacă nu ne bucăim ce pierdem voi. Parte de chemare ați avut? Voi ați avut parte de chemare. Din 7,5 miliarde de oameni au de pe pământ, nu i-am dus Domnul pe cei pe bogătași, pe cei cu primul nouă, pe doctori, pe profesori, nu i-am dus. Și ne-am dus pe noi.
Și vrea Domnul de la noi ce? Pocăința sfântă, adevărată. Ajută-ne, Doamne. Trăim pe pământ. Ajută-ne, Iisus. Păi să se vadă în voi puterea la rugăciune, Doamne, de? Să se vadă în voi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin? Doamne, ajută-ne, Doamne. Pentru că Dumnezeu are putere, frate. El deja hotărâse moartea lui Ezechia. Atenție, mă! Du-te ce spune că va muri. Să-și pune casa în rânduială. Dar ce-o însemna casa în rânduială să-ți opui? Casa în rânduială. Puneți casa în rânduială că vei muri. Ai hotărât de Dumnezeu să-mi trimiți la tine Ezechia. Ezechia se întoarce cu fața la perete, același Dumnezeu și astăzi. Dacă vrei să trăiești, să te vindici acum, te vindică pe loc. Mărească-se numele Lui. Și Ezechia se întoarce cu fața la perete, da? S-a întors? Și zice, Doamne, am adus aminte și de mine că am făcut și eu ceva bun. Și Ezechia a făcut ceva bun. Ezechia a făcut ceva bun. Slăviți să fie Domnul. A distrus toți neuștanii care îi mai ținea pocăiți. Evrei. Mai sunt și în casele noastre astăzi. Evrei aveau și șarpele la care s-a înviat, el l-a dărâmat. Ezechia. Să țineți minte. Și îl vindecă cât a plecat prorocul din casă. Ce îi zice? Imediat s-a schimbat Dumnezeu cât de bun e Dumnezeu. Du-te și spune că am să-i prelungesc fiul vreților. Câți ani? 15 ani de zile i-a mai prelungit viață. Știți ce boală avea Ezechia? Știți? Avea o boală care nu putea să scape nimeni. O umflătură apărat cu om, mureau toți. Mărească-se numele lui Dumnezeu! Amin! Un amin să vă călăuzească și pe voi. Lăsați firea. Ajungeți-vă de astăzi cât ați mers. Poate ați mers pe la mortul ăla din lume. Acum ați venit înaintea lui Dumnezeu. Dă-mi putere, Doamne! Toată Duhul Sfânt peste nou! Să plecăm acasă plin de Duhul Sfânt, Maranata! Amin! Hei! Boala care o avea Ezechia. Ia fiți atenți! Slăviți să fie Domnul! Afară era un popor asirieni. Dă-ne, Doamne, înțelepciune, să înțelegem cuvântul tău. Dumnezeu își proslăvește numele în Ezechia, glorie Domnului, care el și astăzi poate vrea să-și proslăvească numele în Ciburova, cu un handicap, cu o boală de cancer, cu o boală, că nici Ezechia nu mai vindeca nimeni, glorie Domnului. Dar Dumnezeu care îi slujea Ezechia, noi cui îi slujim? Totului Dumnezeului Israel. Amin? Amin. Îl cunoașteți, vreți să vă cunoască Dumnezeu pe fiecare parte. Schimbă-ți râsul! Schimbă-ți vorbirea! În lumea aceasta, să se vadă când tine a luat ființă. Hristos! Înțelepciunea lui Dumnezeu, să se mire oamenii de afară. Ăștia sunt fără carte, dar uitați cum arată. Uitați cum vorbesc. Când mă uit la el, radiat, chiar dacă e negru cu tăciune, chiar dacă e neagră, pe fața ei se vede lumină. Că iese din întuneric și vede lumina lui Hristos pe tine. Sau vede râsul lumii. Sau vede vorbile de lume în tine. Tot ca ei se vede. Doamne, ajută-ne, Doamne. Să devenim oameni dumnezeiești, oameni născuți din Duhul Hristos. Hristos în voi, nădejdea slavei. Amin? Amin. Feriți-vă de tot ce vi se pare rău. Nu mai vă întinați oamenii de lume. Între noi, frații mei, una vestirea Evangheliei, dar între noi, Biserica lui Dumnezeu și lumea de afară, e graniță pusă. Ei nu intră la noi, dar nici nu putem să intră la ei. Mărească-se numele lui Dumnezeu. Amin. E una, că mergem și vestim Evanghelia, e altă ceva. Glorie Domnului. Să ne ajute Domnul să înțelegem bine Scriptura. Voi credeți că plânge Iisus acum de tot? Frații mei, să ne ajute Domnul să înțelegem, să ne pocăim și să avem o frică de Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Să rămânem oameni tari în Dumnezeu în vremurile acestea. Fieriți, păziți,
Doamne, ajută-ne, Doamne! Cuvintele noastre scoase pe gura ale vor judeca, ți-i vor judeca. Eu nu știu ce-i vorbit tu astăzi. Nu știu câte cântări poate cânta lui Iisus astăzi. Nu știu cum te-ai numărat și-ai vorbit ceva de Iisus. Dar dacă te-ai dus la lume și ai vorbit ca lumea, roagă-te care Domnul Iisus să fie pe acest. Ai venit înaintea lui. Ajută-ne, Doamne, Iisus. Domnul să vă binecuvinteze. Ați văzut cum a fost gânduia la Duhul Sfânt în prorocul Iuie, în biserică. Slăvise pe Domnul. Există darul lui Dumnezeu Sfânt. Noi cercetăm darul lui Dumnezeu cu asta. Eu cu asta cercetez darurile ta. Descoperirile pătinte noapte, visele, vederile și prorocii. Nu corespunde cu asta? Pocăință! Amin? Amin. Doamne, ajută-mă. Ajută-mă. Domnul îți va vorbi de aici. Glorie Domnului. Domnul să ne dea putere. Frații mei, să ne ajute Domnul să ne apropiem de El. Cu inimă curată. Cu un cuget curat. Spală-mă, Doamne, în sângele Tău, Iisus. Pentru că duminică seara se ia cina cea de taină. Doamne, ajută-mă. Pentru că biserica lui Dumnezeu, când a fost înființată, are patru piloni mari. Biserica apostolică, botezată cu Duhul Sfânt. Fapte Apostolilor, capitolul 2, cu versetul 42. Aici sunt cei patru piloni pe care se rezeamă biserica. Dacă lipsește unul din pilonii ăștia, să clim. Ați înțeles? Să vă vorbesc să înțelegeți. Vă aștept la mărturisire. Toată biserica treceți pe la fratele Vali la mărturisire în camera acolo. Toți care nu vine la mărturisire nu ia cina. Amin? 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 Amin. Că nu ești un epicărit. Nu învățăm biserica acolo, dar e nevoie de mărturisire. Și dacă nu vii să mărturisești totul, nu e nici cina și te duci și stai acolo în parcă și te bubești. Când ai venit la mărturisire, Hristos e acolo, e cineva acolo cu noi. El știe tot ce ai făcut, nici nu are nevoie de mărturisirea ta. Dar vrea să te vadă că e sincer. Și spui totul. Nu mai luăm cina în timp nevrednic, că vine ambulanța roșie. În loc să o luăm spre viață, o luăm spre o sânt. Și am văzut că cercurile și pădea. 1-2. Vrei să vină salvările la noi? Ori să avem putere de la Dumnezeu. Să fim sănătoși în numele lui Iisus. Amin. Dacă vrea Domnul să vă trimite acolo, să vă zic că în spital e altceva. Dar nu să te ajungi bolnav, că le reanima. Faptul Apostolului zice așa. Mai mă ascultați puțin și după aceea să nu vă plictisesc prea mult pe învățătură. Că ceea ce am făcut ca învățătură strică. Faptele Apostolului, capitolul 2, cu versetul zice, 42. Ia fiți atenți aici. Cei din tâi creștini, când a început prima biserică a lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Ia uite ce zice așa. Cei din tâi creștini, Fapte 2 cu 37. După ce au auzit aceste cuvinte, adică după ce l-a vestit Petru Evanghelia la evrei, ia să vedeți. După ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas străpuși în inimă, străpuși în inima cu Fântul Dumnezeu. Și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-ați spus. Și fiecare din voi întâi trebuie pocăință, ceva ce trebuie botezul. Pocăiți-vă, le-ați spus. Că nu mai vine unul din Palestina, unul din Germania, ia unul din apă, bagă-l în apă. Băi, lasă-l să pocăiască-vă puțin. Să vină la adunare, să înțeleagă că n-are lui să fure, să mintă, să curmească, să bea, să nu mai fumeze și așa mai departe. 3 luni după aceea îi dăm botez. Ia uite aceștia. Pocăiți-vă la acest fel. Asta înseamnă pocăință. Și fiecare din voi, prima vine pocăință, să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, prin iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Vedeți? Întâi vine pocăința, apoi vine botezul și după aceea vine Duhul Sfânt. Noi, ca mai am făcut-o la. Bagă și pe sora la stămință.
nu-i botezat în apă, bagă și pe ea. Cu duhurile obraznice, strigă până dimineață să dea Duhul Sfânt, face-l spume la gură și Duhul Sfânt nu-l primi. De ce? Pentru că sora vine cu duhurile lucrurate în ea. Nu-i eliberat. Că noi cerem de la Dumnezeu. Dacă cerem de la Tatăl, Tată, dă-ne Duhul Sfânt! Ce o să-ți dea Dumnezeu? Un duh de drag? Un duh de demon? Nu, e de Duhul Sfânt. A primit sora ceva din curat. Făcea spune la gură și dă din mână. Scotea din mama. N-a primit nimic! A venit cu el în ea! Că n-a fost eliberat. Eu știu de ce nu s-a eliberat. Nu și-a mărturisit pe capul, ce-o făcea până ascuns pe un duminic, ce blesteamă, ce ocărăște, ce face și până vine la ce? Să primească Duhul Sfânt că îl înșeară pe Dumnezeu. Păi, slavă, de unde slavă? De unde? Le înșel tu pe împăratul? Le înșeală cineva pe Hristos? Mă, oameni, întâi curățați sângele lui Iisus să mă sper. Merg la o mărturisire, frate, nu pot să scap. Cine ai sorul? Cine pot să scap? Nu pot, frate, frate. Am încercat și tot mă la Duhul ăsta. Ce ai? Spune clar, nu te cheam bâlbâia. O fi că mi-e rușine. Ai pornografie? Spune să mă rog pentru tine. Dacă vrei să intri ce? Sau altceva? Sau altceva? Și după aceea să vezi cum vrei nici Duhul Sfânt. Nu mai deschizi gura? Aleluia. Și încep să vorbești. O sana ce vine de la Duhul este Duhul și un dar. Păi nu mă știu la nimeni pe Dumnezeu. Mână de țărân, le înșel pe Creatorul meu, poate mi-o da. Ce să-ți dea? Poate mi-o da. Dar de unde știi tu că nu-mi dă? Mă, frații, nu voi da eu Duhul Sfânt celor ce vor cere de la mine? Ce cere de la Dumnezeu? Duhul Sfânt? La străință. Nu-i așa? Dar tu ești eliberat? Mai e bună? Și o strip pentru tine 100 de ore de mădoare o săptămână în gâtul. Că nu vrei tu să eliberezi de ură. Păi n-am ură. Cum n-ai ură cu bătării înțelepte de Domnul de gol? Că nu vorbești cu sora în adunare sau cu altcineva. Ce vrei să vorbești Duhul Sfânt? Cum? Haideți să ne trezim la realitate, la viață. Amin? Amin. Întâi pocăință, post și rugăciune, să ți se spargă buzele, eliberare de Duhul. Și ce vrei să vorbești Duhul Sfânt? Să primiți Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne, mă! Păi dar cât să mă învăț, cât să vă spun? Cine să mă întreb de totul ăsta? El? Eu aș lupta, nu pot să te ajut decât pozit de post, cu rugăciune. Dar nu pot să lupt eu în dreptul tău și tu stai cu crace cu pereț. Să vă spun ce pasă! Că nu mi-e rușit, că dau socoteală înaintea Domnului. Ce vede inviți bani? Ce vede spui bani? De vă ușii de-a vede. Să ne ajute Domnul să ne pocăim. Ia uite ce ne zice mai departe. Pocăiți-vă, ne-a zis Petru, așa. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru toți cei ce simt de partea cu oricât de mare număr cei, adică la Domnul, Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte îi mărturisea și îndemna și zicea, mântuiți-vă de mijlocul acestui neam ticălos. Vedeți, cei ce au primit provăduirea lui au fost botezați în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete și acum vine lucrarea bisericii. Ei strâmiau, auziți? În învățătura apostolilor, una, că îi vine virgula, în legătura frățească, două, în frângerea pâinii, trei, și în rugăciuni, patru stâlpi ai bisericii. Domnul ne lipsește de vreo două luni de zile, ce? Un stâlp al bisericii. Ce e la cea de tare? Că n-am fost vreo nici cu toții să luăm, că era nici locul nostru ceartă, mai era vorbe, mai era tot. Vreți să vă pocăiți? Amin! Vrei să avem viață veșnică cu Hristos? Amin! Vrei să avem parte de binecuvântările Domnului? Amin! Ne bucăim atunci și ne apropiem duminică că este două luni de zile de Duhul și sângele Domnului. Lăudați să fie, să ne ajute Domnul. Nu ești vrednic de cercetat, de verificat, că zice Biblia, verificați-vă, cercetați-vă voi singuri. Să vedeți cum întins mâna la cer. Eu fac datorie, dar dacă am scos pe gură că unul dintre voi, până nu intră când fac vreo 3 ore, las 3 ore de timp, să vă aștept cu fiecare la mărturisire, atunci am probleme de ce? Ca să nu se întâmple ceva cu noi. Să nu ne bolnăvim, că zice Biblia aici.
După aceea, poate să apară, poate să apară și mâna Domnului pe voi. Nu credeți? Credem. Trebuie să credem și lucrarea asta. Dacă voi credeți că la cina Domnului Iisus nu se întâmplă nimic, dar eu am văzut cu ochii mei de carne în Mangania, când o soră de acolo, în loc să stea cu noi 30 ceva de inci după cină, a dus o repede, că dădea ochii peste cap. Și sora făcea altceva. Vă spun înaintea Domnului, nu vă sperii, că nu sunt aici pus să vă sperii. Ce vă spun ca să vă zidiți, să vă întâlniți, ca să putem să avem putere să mergem mai înalt. Că nu știm mâine ziua ce ne aduce mâine. Nu știm mâine prin ce necaz vei trece. Și aici ne spune despre cina Domnului. Lăuda să fie Domnul. La Coritei, capitolul 11, zice așa. Slăviți să fie Domnul. Vă citesc să vă aduceți aminte. Ia auziți. De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic. Auziți. Noi nu suntem vrednici, nevrednici ești de Iisus. Dar dacă stai cu păscat ascuns, când tu nu știu ce, vii și cină. Trebuie să te verifici. De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de tot ce se întâmplă Domnului. Se face vinovat. Fiecare, acum vine personal, să se cerceteze de-al păținii și așa să mănânce din pâinea aceasta, să-mi dea din barul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânta lui însuși. Vedeți? Nu te închinează, nu mă închinează pe mine, dar se întâmplă ceva cu noi. Nu pot să iei. Frații, eu m-am supărat atât de tare, pentru că, Doamne ajută-ne să nu mai vă spun altceva. Doamne ajută-ne, Doamne. Ajută-ne. Glorie Domnului. Eu m-am supărat atât de tare că cineva mă pune să dau cina lui cineva că a avut din partea Domnului. Și nu era adevărat. M-ați înțeles? Slăviți să fie Domnul. Doamne ajută-ne. E dreptul tău că fără cina cea de taină nu poți să trăiești. Cine nu mănâncă și nu bea sângele meu, n-are viață. Eu nu sunt în el și eu nu este în mine. Așa ne-a spus Domnul Iisus, că de aia pe care ai 70 de ucenici, prea de poți să mănânci un pui și să poți sânge de lui. Gândește-te bine! Doamne ajută-mi, Doamne! Și zice mai departe așa, din pricina aceasta sunt între voi. Auziți? Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin bol. Noi nu disprețuim Duhul și sângele. De ce? Să ne ajute Domnul să luăm hotărârea noi. Verificați-vă toți. Toată biserica vă rugă în numele Domnului. Toată. Și cu mine împreună. Nu vă verific. O zi de post măcar să aduceți. Se va apropiază tot ce se cere. Iar și postul, dacă ai o cură pe cineva de tot și ce ți-o fai, cât, cât nu vine Iisus la noapte, care vine după. Du-te, Domnul. Caută. Ce e ta? Să spate Domnul? Caută, e dreptul tău. Să ne vise din Domnul. Dar aici ne arată un verset, versetul 32 la cea ce a de ce? Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul. Auziți? Ca să nu fim osândiți odată cu lumea, este la vorba la cine? Domnul, la mărturisii, dacă tu ai făcut un lucru și te-ai ascuns, ori că ai furat, ori că ai impustat dintr-o băutură, că ai băut o bere fără alcool, nu știu ce ai făcut, ceva ascuns, te va pedepsi Domnul, dar te va pedepsi prin cine? Prin mine te va pedepsi Domnul, prin păstor. Că eu, uite cum e, sora mea, în baza cuvântului, nu poți să iei cina, o iei luna viitoare. Și ești pedepsită de Domnul. Ați înțeles? Tu în săptămâna viitoare sau peste două săptămâni spui viața la rânduială cu Dumnezeu. Nu mai faci! Te căiești! Plângi! Doamne, am mărturisit că nu mai fac lucrul ăsta, să mănânc trupul tău, să beau sângele tău, să mănânc în ea. Doamne, ajută! Ați înțeles? Sunteți pedepsiți. Dar poate să vină și mâna Domnului să apese peste tine. Că poate pe mine mă înșel. Dar pe Dumnezeu nu înșeală nimeni. Cunosc cazuri mai grele, nu mai le spun. Că a zis că cine ești tu? Eu trebuie să iau cine. Eu trebuie să mănânc cine ești tu să nu dai cine. Nu văd lucrarea. Mă, frate, ia-o, frate. Ia-o, soră. Și peste o zi făceam
Mamă, ce? Aplați. Vedeți? Să ne ajute Domnul să ne pocăim. Dacă am încheiat un legământ cu Iisus, dar n-am apă botezul la mijloc cu toți. Că ne când nu te vom urma, Doamne. Martorii au scris, văzut și nevăzut, până la voastră, Doamne, te vom urma. Dar nu cum vrem noi să vorbim cu Iisus, ci cum vrea Scriptura. Că zice Biblia, dați-vă și voi silință, anevoiți-vă și voi pe calea aceasta stântă, să intrați. Luptați-vă lupta cea bună, să ne ajute. Că am zis cuvântul ăsta de 1500 de ori, să ne ajute Domnul frate. Și când plecăm de aici, uită, ce a zis Fatul? Ce face? Tot ce. Lăudați-vă. Mulțumim Dumnezeu că am mai venit o zi în viața noastră. Suntem vii astăzi în timpul de cap. E meritul Lui. Ne iubește și ne vorbește. Ca să ne îndreptăm viețile, să avem parte de mântuire, să intrăm în Ierusalimul Ceresc, să ajungem acolo unde a ajuns și El. Să ne ajute Domnul. De asta v-am adus aminte că avem cina cea de taină vinerică seara și datoria mea o săptămână înainte să vă anunț. Dar vă anunț din seara aceasta, că este joi și avem sfințenia care intră la cina cea de taină. Asta e învia la biserici, nu-i de la mine. Unii zice, de unde mi-ai scos-o și pe asta, mă, omule? Eu n-am scos-o, mă, omule. Și cine a zis? Cercetăm Scripturile, dă-ne, Doamne, înțelepciune să înțelegi. Că pui prânduială, nu știu, dar e scris în Scriptură. Și ne arată clar despre cine aceasta. Să ne ajute Domnul că scrie Corinteni. Cine bea paharul dracilor, nu poate să mai bea paharul Domnului. Auziți? Nici bere fără alcool, nici puțin, nici. Doamne ajută-ne să ne pocăim, Doamne. Nici vin tăia, nici. Dar ce nici? Nu sunt nimic, scrie aici. Doamne ajută-ne. Una care te oprește de la cine? Automat. Cine bea paharul Domnului, cine a băut paharul Domnului, nu mai poate să mai bea paharul Domnului, adică e ăla care îl dă. Slăviți să fie Domnul. A doua lucrare. Blestemul nu te mai apropii de cine. Duhul de blestem, când ai blestemat pe cineva, pe un copil, când ai blestemat pe cineva, nu mai e cineva. Da. Și a treia lucrare, curăție. A treia lucrare a Lui Dumnezeu. Dar mulțumim Domnului că nu sunt prea mulți tineri așa până adunat. Că arată Biblia așa pe o lucrare a Domnului. Când îi spune Dumnezeu lui Moise. Moise, da frate, dar era în lege. Ia du-te după trimitere să te vezi că te duce în Noul Testament. Când îi zice lui Moise, Moise sfințește poporul. Dar Doamne cum? 3 zile spune să nu se atingă de femeie. Că vine la munte și cine se atinge de munte va muri. Una. A doua lucrare. David pleacă cu niște bărbați la o luptă. Vrea să mănânce pâinea sfințită dintr-un templu. Intră acolo în templu. Și preotul îi întreabă. Ei zice, putem să rugăm pâinea asta sfințită din templu? Și el pune o întrebare preotul, păi Samuel, nu știu că, nu, să nu greșesc. De cât timp sunteți plecați de acasă? Cu bărbații, de când timp ai plecat de acasă? De 3 zile. Și vine lumina Domnului. Și ne arată Biblia și în Corinteni la despre multe lucruri aici. Asta e datoria mea. Că voi fi aici să transmit poporului lucrurile așa. 2500 de 15.000 de ori vă spun. Că e nevoie mereu, poate voi vă plictisiți. Dar e de folosul vostru. Că atâta să ne apropiem de trupul și sângele lui Iisus cu frică, cu teamă. Nu pot, frate Vali, să mă apropii de trupul și sângele lui. Dar ce ai absolut? Nu pot, frate. Dar cum trăiești? Dar nu pot, ce mă obligi? Și mâine ce-mi spui? Că ai din partea Domnului. De unde să ai din partea Domnului? Cum să n-am? Nu mai! Ce-o spun eu. De ce? Pentru că nu mănânci trupul și nu-i sângele Domnului.
Adică numele Întâmplu și Sângele Domnului, că nu sunt vreme de nu trăiești pocăința, dar am descoperit Dumnezeu. Dumnezeu. Nu există. Toate sunt legate. Doamne, ajută-ne, Doamne. Vrei putere? Trebuie să ai toate, toate lucrurile tine. Trupul și Sângele Domnului. Și așa mă dă. Păi, nu iau Trupul și Sângele Domnului de vreo 2, 3, 5, 100 de luni? Ce putere să ai? Te amăgești de drag? Satana, că ce? Și eu sunt cu Domnul. Care? Că tu n-ai viață. Dar de unde știi tu? Păi nu ești conform Scripturii. Cine nu mănâncă trupul meu? Te auzi? Și nu bea sângele meu? N-are viață. Eu nu sunt în el și nu este în mine. Clar, scurt, la subiect, fără comentarii. Că mai mare ca cuvântul Domnului mie este în mine. Doamne ajută-ne, Domnul. Vedeți? Hai să ne împlinim și așa patru lucruri. Ce scrie Scriptura. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Deci duminică seara vreau să vă toată biserică. Numai dacă e problemă. Dacă nu ești, trebuie să iau măsuri. Când îl dă un voi. Domnul dă voi, nu eu. Un frate bătrân Ozan a zis așa. Trei luni de zile și frate bătrân. Dacă cineva nu mănâncă trupul și bea sângele meu, e mădular mortul Duhul Hristos. Trei luni. Ce-i cu tine, soră? De ce nu-i cină? Păi nu. Soră, te schimb? Ce problemă? Păi frate, soră, ai trei luni să zicem. N-ai mâncat cu sângele Domnului. Trebuie să te pocăiești. Nu te dă nimeni afară de natural. Dar schimbă-ți viața. Trăiește în pace cu toată lumea. Doamne, ajută-ne pe toți! Fratele Ozan și azi a declarat lucrul ăsta. Dacă într-o adunare, unu sau doi, cât să vede, că nu suntem mulți. Dar la de trei luni încetate, cina, el nu trăiește pocăință. Dar ce trăiește? Trăiește cu dracu, cu satan. În jur, face rău, el știe ce face. Nu trăiește pocăință. Nu trăiește cu Dumnezeu cu frică. Că el știe. Măi, cum să mai păcătuiesc? Vine cina cea de tare. Că mă, frații mei, o spun înaintea lui Dumnezeu, nu-s mai bun ca voi. De când cunosc pe Hristos de 20 și ceva, dar n-a fost! Pentru mine erau bucurii și este. Că veneau frații de la București să-mi dea cina cea de taină. Bucurii în Duhul Sfânt! Când nu am cina. Ajută-ne pe toți în seara aceasta, Doamne, să înțelegem. Pentru că vreți viață să ajungeți în Împărăția lui Dumnezeu. Că mâine se vor schimba lucrurile și dacă nu avem și lucrarea asta, cine ne va duce în cer? Mândria cu fială, cu mia minciuna? Dumnezeu să ne dea putere mai tot. Să nu mai. Ca să iau măsuri. Și știi ce măsură iau? Iau măsuri, că am prin Dumnezeu pot să iau măsuri. Soră, n-ai la de trei și nu vezi cine sau frate care e. Am să te pun eu. Citesc cuvântul, mă rog, în aia și am să te pun după parte. Stai acolo până te pocăiești. Să văd prinț, vină la mărturisire și așa mai. Pentru că nu-i joc. Toți facem parte din familia lui Dumnezeu. Toți am făcut o legământ, toți suntem săraci, așa cum suntem iubiți de Dumnezeu, dar avem cu toții să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu. Glorie. Dacă ați fost cumva, știm că a murit cineva astăzi din lume, poate ați fost, mă rog, ce ați fost din biserică, poate, nu știu. Să aveți grijă. Să nu cumva, că nu aveți voi. Ne-am spart, frate. Nu, stai liniștit, frate Dumnezeu. Vă spun așa, pentru voi, că diavolul e foarte hoț. E foarte hoț, diavolul. Că zice Biblia, ce jefesc neamurile, jefesc dracilor. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu draci. Așa zice Biblia, nu? Ei, mare atenție la lucrarea asta mare. Mare atenție! Să vă ajute Domnul la toți! Să vă păziți de asta, să nu vă închinați, că asta înseamnă închinarea. Și închinat înseamnă ceva spurcat. Și să vă păziți curați. Asta v-am zis în lumea asta. Dumnezeu să vă ajute. Când ați văzut că urlă când e ceva după voi. Când s-a întorsit de post, să vezi că atunci a venit tot la tine să aducă ceva să nu merge. Și vede ce mai greu. Lăviți să fie Domnul.
Rămân și eu la aceste cuvinte în seara asta, cred că ați înțeles unele cu ceva. Deci, Eclesiastul zice, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să aveți o frică de Dumnezeu. Când ați intrat cu ușa aici și ați închis-o și v-ați așezat pe scaun, crede în inima ta că aici este Fiul lui Dumnezeu. Cu El nu poți să râzi, chiar atât așa să te dai. Păi voi nu vă dați seama că noi, atenție mare, nu că vreau eu, eu în casa de rugăciune acum, dacă El este aici, nu pot să stau nici așa. Că e aici El, mă lasă-ți în numele Lui. Amin. E aici El, glorie Lui. Amin. Și avem un respect față de Hristos. Nu-L văd că m-aș topi, dar crede El. Și aici, când intru în casa de rugăciune, câte probleme n-avem. Avem sărăcii, avem copii bolnavi, avem frați bolnavi cu boli grele. Și de ce Iisus să nu ne asculte, mă lasă-ți în numele Lui? El ne va asculta pe noi. Când? Când noi avem frică de Domn. Așa arată Biblia tot în Faptele Apostolilor. Ei erau nelipsiți de la templu. Să nu mai lipsiți de la biserică, amin? Ei erau nelipsiți de la biserică. Prin ei se făceau semne și minuni. Că aveau frică de Dumnezeu. Toți trăiau în frică și teamă de Dumnezeu. Să avem și noi o frică. Amin? Și frica se vede pe mine. Pe mine se vede frica când am frică de Domnul să nu greșesc, când pătrund în casa de rugăciune. Slăvească-se numele Lui. Domnul să vă binecuvinteze. Haideți să rugăm pe Domnul cu o cântare. Din arfă. Haideți cu toții deschidem arfa și să lăudăm pe Dumnezeul lui Israel, că ne-am mustrat cu cuvinte mai aspre. N-am fost cuvinte de la mine, n-am pregătit de acasă lecția. Și Dumnezeu ne iubește și ne vorbește. Și să știți că rânduiala a pus un Duhul Sfânt în adunare. Prin prorocul Ioel vorbește Duhul Sfânt în adunare. Slăviți să fie Domnul! 149. Haideți cu toții să cântăm cântarea de la 149 din ar. Surorile să fiți pregătiți, da? Că voi aveți darul de cântare, Domnul să vă vine cu puteți pe toate. Haideți să cântăm cu toții și noi vă ajutăm. Că avem și pe fratele nostru aici, l-am observat și pe el. De la... De unde este fratele nostru? N-am uitat. Craiova. Craiova. De unde? Craiova. De la Craiova, da. Rapem aici, vrem și să ne vorbească Domnul și când mergem în țara aceasta. Haideți să cântăm cântarea care a zis fratele Dumitru de la 140 și cât fratele Dumitru? Nu. Și nou. Dați-o o soră și noi să vă ajutăm dacă da. Deschideți-vă inima înaintea Domnului. Am fost pentru